Pe data de 23 iunie, localitatea Dănciuleș va fi gazda unei spectaculoase manifestări culturale, Hora Satului, parte din Festivalul Dealul Muierii, ajuns la cea de-a treia ediție. Începând cu ora 17 pe Dealul Muierii, în Piscul Ursului, satul Obârșia, participanții se vor bucura de o seară plină de tradiții și surprize sub lumina focului de tabără. Programul evenimentului include muzică și voie bună, dar și un dans al ielelor, care va aduce pe scenă elemente fascinante din folclorul românesc, recreând atmosfera magică a miturilor și legendelor autohtone. La această sărbătoare vor participa și președinții consiliilor județene Gorj, Dol și Vâlcea, cât și reprezentanții ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, a declarat primarul comunii Dănciulești, Marius Dumitra Bădescu. Este o Hora Satului pe care deja am inaugurat-o de acum 3 ani și lumea este foarte receptivă, se adună mulțime de oameni, se simt bine împreună cu muzică, seara, un pic de decor și pe partea de sânziene cu foc de tabără, fetele care sunt îmbrăcate corespunzător și organizează acel dans al ielelor, acel joc al ielelor. E o secvență frumoasă. În principal, toți cetățenii din Dănciulești și comunele învecinate care au dat dovadă că le place acest gen de Hora Satului și edițiile precedente, precum și invitații speciali. ADR Sud-Vest Oltenia prin conducere, că ne sunt parteneri începând cu această ediție în organizarea festivalului, președinții Consiliului Județene, Dolj, Gorj și Vâlcea, pentru că pe dealul Muierii sunt comunității din cele 3 județe și alți oameni. Avem invitat special de la Academia de Științe Economice, de la Universitatea Craiova și alți parteneri care sunt implicați în acest proiect. Hora Satului din Dănciulești promite să fie nu doar o celebrare a dansului și muzicii populare, ci și un prilej de întărire a legăturilor comunitare și de promovare a moștenirii culturale a regiunii Oltenia. Evenimentul este deschis tuturor celor care doresc să se alăture și să trăiască momente de neuitat într-o atmosferă autentică încărcată de tradiție.